Republica Moldova este codașă la capitolul integrării europene, în spatele Ucrainei și a Georgiei. Asta rezultă dintr-un raport al Comisiei Europene, despre care domnul Adrian Băluțel, reprezentantul guvernării, a spus într-o emisiune o vorbă ciudată, ci că raportul în cauză este pentru guvernare tot atât de important ca o pernă de căpătâi. Acest raport este extraordinar de util pentru că el va fi perna de căpătâi pentru grupurile de lucru interministeriale care vor fi responsabile de armonizare legislativă. Cum, domnule Băluțel? Raportul Comisiei Europene va fi pentru voi pernă de căpătâi? Asta cum? Poate nu știai, dar pernă și căpătâi înseamnă același lucru, adică obiectul acela alb și pufos pe care punem capul când ne culcăm. Cam ce sugerezi dumneata? Că o să vă culcați pe raportul Comisiei Europene? Iar dacă zici că e și pernă și căpătâi, înseamnă oare că o să vă culcați pe raportul respectiv în două exemplare, ca să vă fie mai moale? Noi acest raport este extraordinar de util, pentru că el va fi pierna de căpătâi, pierna de căpătâi. Domnul ministru Andrei Spânu are un fel de a vorbi, nu știu cum, evaziv, lunecos. Fiind întrebat într-o emisiune în ce relație este cu noul ministru al Protecției Sociale, Alexei Buzu, el a zis așa: suntem buni prieteni, cred, din copilărie. Puteți fi mai explicit ce înseamnă îl cunoașteți de mai mult timp? Suntem buni prieteni, cred că din copilărie. Domnule Spân, cum adică suntem buni prieteni, cred, din copilărie? Credeți, adică nu sunteți siguri că ați fi prieteni cu cineva din copilărie? Așa de proastă memorie aveți? După care domnul ministru a încercat să dreagă busuiocul, ci că precis din copilărie. Suntem buni prieteni, cred că din copilărie. Da, din copilărie. Și mai misterios a fost domnul Spânu atunci când a fost întrebat dacă este cu mătru cu Buzu. Sunteți și cu mătru. E chestie sfântă, aveți grijă? Nu cred. Eu, în general, nu cred în tipul ăsta de relații de afinitate. Așa că... Dar v-a botezat copiii? A fost la biserică atunci? Da, el a fost. Tare, nu știu cum, lunecos acest domn Spânu. În loc să spună clar: domnule, noi cu Buzu suntem cu metri și prieteni din copilărie. El căr-măr... Vameșii și polițiștii de frontieră au fost întotdeauna printre funcționarii cei mai corupți ai țării. Au fost cei mai corupți și vedem că sunt în continuare, la un an și jumătate de guvernare PAS. Săptămâna trecută, Procuratura Anticorupție a mai arestat câțiva vameși și polițiști de frontieră. Dragă guvernare, ce se întâmplă? Sunteți de un an și jumătate la guvernare. Aveți de un an și jumătate un șef nou la vamă, un șef nou la poliția de frontieră. Vedem că toate le-ați schimbat, dar năravurile au rămas neclintite.